Am plătit mașina, m-a dus la spital. Acum mașina e iar, l-am prins milionar. De ce sunteți nemulțumit? De la presă sunt. Am venit cu nepoata azi la ora 10 să-i scoată fierul, e operată de apendicită. I-a luat biletul ăla de externare și acum spune că să vină marți, că este la Borcea. Poftim? Nu știu. Dar a spus la 10 să fim aici. Am venit. Venit la 9. Am plătit mașina, m-a la Sfânta Notar. Am plătit mașina acum, dar m-a dus. Acum în marți, că se revină marți. Iar să plătim. Poate scoate asistenta. Ce e noi? De stați de mult aici și nu se poate rezolva situația. Eu am o pensie de o mie de lei cu banii ăștia, cum să zice, și... Nu pot să stau, am tensiune. Da, doamnă. Merge la pinerie, să-ți spune. Sunt la pinerie asistenta, v-am spus să așteptați. Ce spuneți, doamnă? Păi așteptăm să scoată fierul la fetiță. Și ne-a spus să venim astăzi la 10. Și acum, doamnă, după operație. Dar i-a luat biletul de externare. I-a cerut doar. Mai sunt aici oameni care așteaptă. Da, personalul de serviciu de aici, registratorul și personalul de la informații v-au ajutat cu ceva, doamnă? Păi ne-a avut externarea și a zis că scoate firele. Și dacă nu vedeți că nu... i-a dat, da, completat declarațiile astea tot, copilul și... Scoatea firele într-un minut, nici un minut nu da? Veniți marți. Azi e vineri, doamnă, da? Da. Și suportați până marți? Copilul suportă? Păi, noi știm acum. Păi, iată-i copilul. Ia ziceți, doamnă, să veniți marți. Azi e vineri. Ce părere aveți de serviciile medicale din Călăraș? Am avut o fată, e minoră și trebuia însoțită. Și nu ne-a lăsat să intrăm. A lăsat un minor să intre singur. Unde scrie legea asta? Unde? Nu știe unde să ajungă. Cu niciunul din părinți? Nu, frate, nu. Uitați ce spune asistent, că marți la ora 2. La ce oră, doamnă asistent? Da, rămâne la mine. Că nu se pierdă, mai bine după aia când ai venit să ceri. Dar ce faceți cu telefon? Filmez, sunt jurnalist, n-am voie să filmez. Unde să merg? Sunt pe trotuar, nu vă supărați, nu e incinta dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți paznic, aveți alte atribuțiuni. Nu e așa? Da, rezultatul de la tomograf. La taxiu se ne ia la 500 până la Borcea. Deci, doamnă, cu alte cuvinte, aici în Călăraș și cam haos la... Că aici face legea fiecare cum vrea. Când domnul Dăj ne-a zis că îi face internare cu o zi și de acolo iese și putem să intrăm și domnul din partea ei nu ne-a lăsat. Dar sunt sigură că dacă îi dădeai 10 lei, îi te lăsăm. Că aici așa se intră. În alte părți tot așa o fi, doamnă? Ce ziceți? Nu este așa. Nu este așa. Nu e. De-aia nu se mai curăță țara asta de atâta... Ceva de transmis conducerii spitalului? Conducerii spitalului să ia măsuri, domnule, și să nu-și bată joc de oameni. Uitați-vă, era o fată, fata cu copilul. Stă pentru să-i facă radiografie la copil că are un picior mai mare și unul mai mic, să-i dea comandă de ghetuțe. Și a stat sus, ci că o groază a stat, de la ora 9 a stat. Și n-a rezolvat nimic. Păi nu e păcat să-și bată joc de noi? Că datorită nouă ia salarii și toate... Deci vineri, sâmbătă, duminică și luni. Da, vă dați seama. 4 zile. Da. Suportă copilul chinurile? Da. Asta la fel cu operația, ce zile era acum? Sunteți de acord să prezint în presa acestei? Sigur că da. Sigur că da. Să vadă ce se întâmplă, domnule. Să vadă ce se întâmplă.
V-a spus, doamna asistentă, că vi-a duce rezultatul? V-a spus, nu? Așteptați, doamnă. Mai are nici el și el de la bătaie. Paznicul care are alte atribuțiuni. Că e la bătaie, frate. Nu să dirigeze omul și să primească telefoane de la doctor, cine să intre, cine nu. Și aveți ceva împotriva libertății presei? Doamna vorbea. Doamna vorbea. Să filmeze, că poate să duce, să duce cu, cu, cu hoțiile astea și cu bătăile astea de joc. Ce COVID, mă? Ce vorbești tu, COVID? Când veniți, doamnă, de nou? La două. Peste 4 zile. 5 zile. Cinci zile. Întreba dacă poate să poți, da. Da.